Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Burlacul și astăzi vom vedea dacă domnișoarele sunt gata pentru bani să meargă la un absolut necunoscut acasă. Haideți să vedem! Дайте эксперимент, мой ты уйдем от мест Михай, да, попробуй Михай. А мы приедем, я лейди на радио, уже не верим пары. Мы робим фарти богат. Мы ругаться, как сэш по домишоры, на мере с нежим латым вокал, с тем цену, шампани, ну, на так, и в комуничку дым, не мить, что не еще не в комуничку. Ты просто эти три сидели. Пари, да я на кунаску цену не ругаться. Ну, так, серьез, pe mine deja mă cunoști. Eu, Mihai, pot să-ți dau numărul meu, pot să spun unde trăiesc. Și când asta? Poftim? Când asta? De țară, uite, eu am îi dau deodată bani. Nu spui că mai bine, nu să mai bine, îți dau deodată bani. Și tu îmi ești numărul telefon, de țară, îți sunt deja și ce spui? Eu te că îți dau 300. Eu dacă vrei îți dau 350, ok? 300, 2, 350. Îți dau de-a mâine, da? Ești de acord? Hai spune. 0790. Все, апропо, asta să fie unde trăiești, la Botanica trăiești. Bine. Adică tot pe raion. Mă sunt preventiv, ok? Dar tu unde trăiești, nu-i zinim stilul? La Ciocană. La Ciocană? Ok, все, dar eu îți sun și îmi spui unde. Mare, mă spun, vreau să propun, dacă nu ești împotrivă, să câștigi niște bani, foarte, foarte ușor. Ce nu, e, serios, înțelegi-mă, mă? Da, eu понимаю. Uite, am un prieten, el e din Arabia, au venit recent, am cunoscut meu, și m-a rugat să găsesc o fată, să mergem ca un fel de tu, să știi, la dânsul, da, șampanie, în alta, nimic ieșit din comun, pentru asta el a chit 300 de euro. Только 300 евро? Си, сын? Петро, ура, долу не время, а то я как-то не нормал. О, бухать-то ты все можешь? Да. Не, побухать, па, они ты... Ты и талец, ну, первый алтаяна. А ты там будешь, да? Да, я тут так себе, нормал. Я спи, я лас спи, а ты, ну, слушай, пать от найти в родом сварда, как найти для горьки, ва. А, ну, если так и пойдем. Да, бану шор, 30 евро, ce spui? De acord? Păi stai, dar dă-mi numărul meu de telefon. Și eu de sară îți sun ca azi, de sară. Где? Где будет? Asta la Botanica aici. Tot nu departe, mai ideal. Ah, хорошо тогда. Tu ești de aici, da? Trăiești pe aici? Hai, spune-mi. 0, 7, 8. Bine, dar eu înseamnă că ți sunt de țară. Dacă n-ai încredere, ăsta, îți dau banii acum, dacă vrei. Dacă nu, țară. Конечно, что сейчас. А мы я сдал бани? Да. Ти дал мы, а не что проблема. До вечера еще долго. Да. Сдал 30 человек. Видишь, 50 евро моему. Так, тут 30 человек. La mine punem. Ok, sunt dar de țară, venim să luăm, ok? Să spui unii, să mergem. O oră, două, bani, să bine? Da, da, mai. Domnișoara, stai puțin. Tot a fost un experiment social, uite camera. A fost filmat. Ui, vreau să-ți dau întrebare, stai puțin. Vreau să-ți dau întrebare, de ce ai acceptat ei banii și smezi la un necunoscut acasă. Tu și mine numai ce mai văz prima dată. Bani ușor. Poftim? Bani ușor. Bani ușor? Chiar ai nevoie așa tare de bani? De care are nevoie? Da, da, te duci la un necunoscut acasă, nu știi cine, dacă el te violează sau îți faci ceva rău. Poftim? Nu poți să-l spun. Nu poți să-l spun. Nu te emoționa, nu trebuie banii înapoi, ți-l lăs ție. Nu, ține, ține.
serios, să le-ți ții banii, pentru că poate ai nevoie într-adevăr, dar dacă îți mai propun cineva așa ceva, nu accepta, ok? Bine? So, hai, pa, mersi, succes!